Seara de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! Încă o emisiune, încă o cafea, într-o altă dimineață frumoasă. Este miercuri și dacă este miercuri, aproape că a devenit obișnuință în această perioadă de campanie electorală să ne vedem cu domnul Răzvan Cuc, candidatul Alianței pentru Modernizarea Neamțului, modernizarea orașului Piatra Neamț, sau cum să-i spunem. Bună dimineața, bine ați venit! Bună dimineața, bine v-am găsit și să știți că așa va rămâne ca și reper miercuri. Văd că toate celelalte formațiuni politice se bat care să ia vinerea, ultima zi de campanie. Noi rămâne miercuri, noi suntem oameni care în general pregătim proiectele și le finalizăm așa cum trebuie, nu pe ultima sută de metri. Eu mă bucur că ne întâlnim în fiecare miercuri și sper să ne întâlnim și după campanie, pentru că indiferent ce se întâmplă, problemele rămân și trebuie rezolvate. Deci, domnul Răzvan Cuc, alături de domnia sa, un personaj cunoscut în județul Neamț, eu să-i spun doar atât, bună dimineața, Amedeo, după aceea o să-i spun și numele întreg. Bună dimineața, telespectatorilor emisiunii Cafeaua de dimineață, bună dimineața, Răzvan, partenerul meu în această alianță pentru Piatra Neamț și pentru modernizarea Neamțului. Bine v-am regăsit, domnul Bălănescu. N-am mai fost cam de mult la Cafeaua de dimineață. Este numai vina dumneavoastră, nu vina mea. Mea culpa și am să... Deci acum pot să vă și prezint. Laurențiu Dulamă este cel care astăzi vine în calitatea domniei sale de președinte, nu? Președinte al PPU Social Democrat și candidat Social-liberal. Pentru... Social-liberal. Nu mai știu, eu deja mă pierd în atâtea partide și candidat pentru Consiliul Județean Neamț. Domnilor, prezentările fiind făcute, nici nu știu cui să-i dau serviciu prima dată. O să începem totuși cu domnul Răzvan Cuc. Domnul Cuc, domnule ministru, ce s-a mai întâmplat în ultima săptămână de când ne-am văzut semnificativ pentru dumneavoastră, echipa dumneavoastră și eventual și pentru nemțeni? Fiecare săptămână aduce un aport nou de informații vis-a-vis de problemele pe care le identificăm în municipiu, soluțiile. E bine că prezentăm oamenilor să vadă exact care este programul de guvernare, că el se pliază pe mai multe paliere. Nu vorbim numai de proiecte de infrastructură mare, nu vorbim numai de dezvoltarea turismului, nu vorbim numai de crearea locurilor de muncă, lucruri pe care pietrenii trebuie să le simtă și trebuie să spunem așa, trebuie să meargă pe drumuri bune, trebuie să aibă locuri de muncă, trebuie să aducem turiști și problemele legate de traiul de zi cu zi. Mă deplasez foarte mult în cartiere, vorbesc cu oamenii, le identificăm problemele și în mare parte, așa cum spuneam, prezentăm soluțiile pe care le avem concrete. Am spus și aici la dumneavoastră în emisiune și o să o repet tot timpul, probleme legate de apă, de costul apă, probleme legate de gunoi, probleme legate de parcuri, probleme legate de străzi, de drumuri din piatra, probleme legate de transport local, probleme uitate de administrație în zone precum sunt Vălenii, unde din păcate, știți cum e, în proiect de campanie electorală se duc și iar fac promisiuni pe probleme care trenează de ani de zile acolo, care afectează locuințele oamenilor. Deci sunt lucruri pe care mă bucur că le facem, sunt foarte importante și utile, nu numai pentru noi ca și partid, ci pentru a ne face o viziune cât mai largă vis-a-vis de spectrul problemelor reale. Pentru că cel mai rău, am spus-o și o să repet, cel mai rău pentru un primar este să se izoleze de oamenii pe care îi conduce, de oamenii pe care l-au ales și i-au dat încrederea să îi ajute în momentele grele și să-și amintească de ei doar în campanie electorală. Este inadmisibil ca oraș, un oraș cu un potențial atât de mare, precum este Piatra, să nu beneficieze de infrastructură bună, de dezvoltare, de turism,
și de lucruri care sunt normale în, în epoca în care trăim acum. Deci lucrurile, din punctul meu de vedere, decur normal, decur pozitiv, constructiv, asta este cel mai important și alături de echipa pe care o am, alături de Amedeo, pentru că și el este tot timpul prezent și experiența lui din trecut ne ajută foarte mult să identificăm soluții și o să vă spună și aici câteva probleme pe care le-a identificat. Ne ajută. Avem o echipă, să știți, o echipă care are o expertiză vastă pe toate domeniile. Eu, cel puțin de unul singur, recunosc că n-aș putea poate multe lucruri pe care vin și le povestesc aici la dumneavoastră în emisiune și în fața telespectatorilor să le spun dacă n-ar fi aportul echipei care, cu care am pornit la drum să construim împreună și să dezvoltăm piatra așa cum merită. La serviciu Amedeo Dulamă. Amedeo, te rog frumos, nu știu cine va primi serviciul tău, smeciurile acolo, dar hai să vedem. Da. În 2016 erai unul dintre cei care a produs o mare surpriză la nivelul alegerilor locale, cu o echipă tânără. Acum ești cu o altă echipă tânără. Hai să vedem cum vezi tu prin ochii unui om care are o mare experiență în campanii electorale, ceea ce se întâmplă acum, care sunt problemele care trebuie rezolvate la Piatra Neamț și în ce măsură domnul Răzvan Cuc este soluția. Deci, în primul rând, vreau să punctez, așa, ca să folosim termenii din tenis. Răzvan spunea ceva de izolare. Să știți că izolarea am simțit-o pe propria piele cu echipa cu care, așa cum ați spus, în 2016 am reușit un rezultat bun, un rezultat electoral pe piața politică nemțeană și petreană. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că, exact ca și acum, în echipă cu Răzvan încercăm să ne întâlnim cu foarte mulți oameni din orașul Piatra Neamț, să le explicăm, în primul rând, că nu s-a făcut mai nimic în Piatra Neamț și vă rog să mă credeți că este pentru prima oară când îmi doresc ca acest oraș să se schimbe în bine. Vreau să spun că nu vin să fac pledoarii sau să fiu avocatul lui Răzvan, deși îmi doresc foarte mult ca el să ajungă primar și trebuie să ajungă primar, pentru că l-am cunoscut acum un an și jumătate și oamenii din Piatra Neamț care în weekend mai se plimbă, mai merg până la Bacău, mai merg pe E85 de la granița cu Bacău, cu Suceava și Iașu, și văd că e un covor asfaltic acolo, cum n-a avut niciodată județul Neamț. Nu mai fac acum, să vă spun, de drumurile județene cum arată. Ceea ce în Piatra Neamț de vreo 8 ani n-am mai văzut. N-am văzut decât găuri, n-am văzut decât un drum spre terasa gospodinului, care toți mă întreabă când vin în Piatra. Amedeo, du-mă să mănânc un mic la terasa gospodinului. Băi, te-aș duce, dar stai să găsim un 4x4 un pic, pentru că drumul l-ai făcut, trebuia să fie gata de vreo 8 ani, nu în ultimii 4 ani, în mandatul domnului primar Chitic și a domnului vice Gavrilescu. Și chiar am observat zilele trecute într-un pliant în poștă, nu sunt adeptul să pun pliante în poștă, deși am pus la viața mea în cele 18 campanii electorale care le-am avut de-a lungul timpului, din 90 încoace, prefer mai bine acum să mă întâlnesc împreună cu Răzvan, cu oamenii din Piatra Neamț, cu oamenii care sunt arondați Piatra Neamțului, dar au buletin tot de Piatra Neamț, probabil că vor vota tot în Piatra Neamț, pentru că trebuie să-l cunoască și să ne cunoască echipa, această alianță care am format-o pentru Piatra Neamț și pentru județul Neamț. De ce vă spun aceste lucruri? Foarte mulți oameni mă întreabă, domnule, zi-mi și mie o realizare a actualei conduceri, primari, viceprimari. E adevărat, în 2016, dacă vă aduceți aminte, atunci s-a negociat un parteneriat cu PSD-ul. M-am gândit atunci pentru când a fost numit și viceprimarul. Haideți să ne aducem aminte. Domnul Gavrilescu a fost numit viceprimar la vremea aceea, în urma votului comun al consilierilor PSD și PMP. Deci vă rog să mă credeți și telespectatorii mă cunosc și vă spun chiar cu mâna pe inimă. Atunci m-am gândit, pentru că am spus Consiliul Județean condus de PSD. Guvernarea și majoritatea în Parlament este PSD.
haideți să dezvoltăm un pic și Piatra Neamțul. Noi am rămas tot timpul că suntem de dreapta, stați un pic în alege decât oameni de dreapta, de stânga, nu mai știu dacă mai e vreunul de dreapta sau de stânga. Iar la alegeri locale, în primul rând, cetățenii din Piatra Neamț și din județul Neamț vor alege acei oameni care pot să facă ceva pentru comunitatea lor. Pentru că dacă vii și spui și scoți niște broșuri în care zici realizări în mandatul meu, păi n-am văzut nimic. Se vestește că o să ne căsătorim la o mare casa căsătorilor. De vreo 6 ani știu eu, nu-i gata. Că o să avem un pietonal să bem cafeaua și noi ca în centru vechi, n-am văzut așa ceva. E adevărat, în ultimele 3 săptămâni au apărut niște locuri pentru joacă la copii, dar mai curând sunt pentru oamenii în vârstă să-și facă un pic de mobilitate. Am văzut 2 puncte de astea, unul în Mărăței și unul în Dărmănești, dar a apărut acum 3 săptămâni, 4 săptămâni. Nu știu dacă realizările astea ar fi chiar așa de punctat. Nu mai zic cum arată străzile, nu mai spun, așa cum am spus, de perla orașului, dacă pot spune așa, de acel restaurant sus, terasa gospodinului. Și nu vreau să fac acum un pic de reclamă domnului de acolo de sus. Dar lumea când vine Piatra Neamț... Pasăria la noi e deschisă, domnule. Da. Deci lumea când vine în Piatra Neamț îmi spune în felul următor. Aș vrea să merg cu telegondola. Ok, hai cu telegondola. Dar ce o să fac sus? Cât de mici de chiurtă și parcă aș mânca în altă parte. Eu vreau să văd altceva acolo, să simt pulsul orașului Piatra Neamț. Du-mă la gospodina că acolo văd ceahlău, văd orașul. Bă, te-aș duce, dar ți-am zis cum. Dacă vrei, lăsăm mașina la terasă. Sportul la... extreme. Da, sportul s-au, extreme. S-au angajat city managerul cu mașinile lui de off-road. Ce să spun acum, nu vreau să fiu nici răutăcios. Nu e vorba de răutate, chiar are niște mașini bune cu care se poate urca. Aș vrea să explic nemțenilor că trebuie totuși să aducem un om la Piatra Neamț care să facă ceva. Eu am ales să merg cu Răzvan pentru că am văzut ce s-a întâmplat la județ. Da? Uitați acum, dacă vă spun sincer, pleci din fața, din centrul orașului și vezi, mergi la Durău, pe ceas, cu orice mașină, vă spun că în 48-50 de minute pe axial, pe la izvorul muntelui care e făcut țiplă, și o să se asfalteze acum, săptămâna asta, probabil și acel drum tampon între drumul național și cabana izvorul muntelui. Și atunci pot și eu în weekend, dacă vreau, mă duc și eu să schiez, că acolo e zăpadă la Durău. Sau vreau să merg să stau un pic pe o terasă să văd ceahlău din altă. Sau la o par de distracții pentru copii. De sau la parcul de distracții. E altă deci sunt realizări pe care oamenii din Piatra Neamț trebuie să le vadă. Adică cred că s-a terminat cu acea barbologie, ca să-i spun așa. Stai să vezi ce am făcut eu, stai să-mi vezi realizările, ia te rog să mă alegi iar. Nu, eu vă spun, sincer, este prima dată când îmi doresc ca în Piatra Neamț să vină o administrație care să facă ceva și pentru orașul în care m-am născut. Da, aici o plădărie interesantă. Vreau să vă spun și să vin totuși în completare la ce spunea Amedeo. Să știți că de fiecare dată când veneam în vizite de lucru la Consiliul Județean și în județ pe drumul național, de fiecare dată când veneam în Piatra, tot timpul găseam și am găsit și mi-a plăcut această echipă unită, monolit, la Consiliul Județean. Echipă care a reușit să facă foarte multe lucruri pozitive, constructive pentru județ, pentru că, într-adevăr, fondurile pe care le-am alocat în mandatele de ministru pentru județ au fost exact alocate județul, nu m-am putut să aloc și către municipiul Piatra, fiindcă nu era arondat Ministerului Transportului ca și, să spunem, posibilitate de a investi în drumurile din interiorul orașului. Dar exemplele se văd și e normal ca să-ți dorești, la fel cum s-a dezvoltat județul și la cum arată infrastructura din județ, la fel să dezvolți și să ai o creștere economică și în municipiul Piatra. Pentru că, din păcate, vă spun, din păcate, dacă anul trecut, și eu cred că dacă ne vom uita în analele contabile ale ultimilor 4 ani, cred că anul 2017, 18, 19 au fost ani, din punct de vedere economic al alocărilor financiare, foarte pozitive către județ și cred că și către primărie. Dacă ne uităm în anul 2020, când avem un guvern liberal, cred că
o să observăm că primăria, cel puțin, nu a fost un beneficiar de fonduri, deși era un reprezentant de seamă al Partidului Național Liberal aici în Piatra, n-a beneficiat de nimic. Adică, în condițiile astea, eu am cam văzut atenția pe care o alocă liberalii pentru orașele, cel puțin pe care dânșii le-au condus de foarte mulți ani, cel puțin aici în Piatra. Și atenția se arată prin fondurile pe care le aloci, pentru că dacă vrei să faci dezvoltare, o faci cu bani. În condițiile în care nu aloci fonduri, înseamnă că vrei să ții oamenii la un nivel foarte scăzut ca să poți să-i domini cu lucruri mărunte. Cum fac ei? Mie mi se pare inadmisibil să vii să spui după ani buni de mandat, să vii să faci promisiuni. În condițiile în care, cum spunea și PMD-ul, nu e nimic vizibil. Adică dacă tot vii și promiți, promite că vei continua proiectele, așa am înțeles, sau ai început ceva, vino și spune: domnule, uite, am început să fac o centură la Piatra. N-am putut să o fac în 2 ani, 3 ani, vă promit că o termin în mandatul următor. Vino și vorbește, nu vorbi de niște proiecte care nu știu ce impact economic poate să aibă sau cum cresc calitatea vieții pietrenilor. Asta este problema pe care eu nu înțeleg vis-a-vis de promisiunile pe care le fac unii care au avut posibilitatea să arată vis-a-vis de pietreni ceea ce trebuiau să facă. Da, haideți să revenim un pic. Vorbeați despre calitatea vieții pietrenilor, îmbunătățirea calității vieții pietrenilor. Nu e rău ca de fiecare dată să reamintim care sunt punctele cheie ale unui program care să ducă la îmbunătățirea vieții pietrenilor. Și o să vă rog măcar să le punctăm. Păi, când vorbim de calitate, practic voi dezvolta exact ce am spus la începutul emisiunii. Vorbim de calitatea vieții. Începem cu calitatea vieții la nivel micro. Oamenii trebuie să se simtă, din punct de vedere financiar, cel puțin că o duc mai bine. Pentru că în urma discuțiilor pe care le-am avut cu foarte mulți oameni, cetățeni din Piatra, îmi spuneau de prețul la metru cub la apă. Să știți că tocmai de asta am și gândit acel program de subvenționare pentru prețul la apă, tocmai ca oamenii să simtă o schimbare pe termen scurt. Că venim după aceea cu modernizarea sistemului de canal, care e subdimensionat, sistemului de apă, care este foarte îmbătrânit. La fel, sunt lucruri care vor ajuta la menținerea unui preț mai mic, astfel încât oamenii să simtă o îmbunătățire a calității vieții. Se elimine pe de-o parte costurile și pierderile. Vorbeam totodată de parcuri. Trebuie să avem parcuri. Spunea MDO că s-au făcut 2 puncte. Păi, bun, s-au făcut 2 puncte în campanie. Acum știți cum e toată lumea, cel puțin cei care au condus destinele pietrenilor de ani de zile trebuiau să aibă nu 2 părculețe făcute, trebuiau să aibă 50 de părculețe făcute. La fiecare 3-4 scări de bloc să existe câte un loc special amenajat pentru copii, unde părinții se poată duce în siguranță cu copiii să se joace. Degeaba fii acum în campanie electorală și arunci, scuzați-mi expresia, praf în ochi. Ăsta este praf în ochi pe care îl arunci oamenilor. Și, cum să vă spun, îi subestimezi, practic, în momentul în care tu nu ai făcut nimic, să vii să le spui: uite că v-am făcut acum ceva și votați-mă că să vă mai fac încă nu știu ce promisiuni fac ei. Nu, e fals, nu o să facă nimica. Absolut nimic. Pentru că în momentul în care vrei să dezvolți un oraș, trebuie să ai viziune. Vorbim totodată de calitatea vieților. Pe calitatea vieții oamenilor se repercutează și din modul în care, nu știu, merg pe șosele, de exemplu. Cât timp ai șosele unde, din păcate, trebuie să te duci la fiecare 6 luni să schimbi bucșăraia, să schimbi articulațiile, să schimbi tot ce intră în componența mașinii vis-a-vis de calitatea proastă a drumurilor, vis-a-vis de, vă spuneam, de transport. Transportul trebuie schimbată optica totală, trebuie să luăm niște autobuze. Uitați-mă, uitam că în loc primăria să fie un partener de seamă al Consiliului Județean și să ajute să poată achiziționa troleibuze și mașini noi, ecologice, și să sprijine prin alocarea banilor necesari pentru subvenție care se dau și toate UAT-urile aloc această sumă care beneficiază de serviciu de transport. 80% din serviciul de transport se desfășoară în Piatra. Așa este. Și aici, din păcate, sunt blocaje peste blocaje. S-au dat trasee
astfel încât să vă spun, nu să vii să ajuți societatea CJ-ului, ci mai rău să o încurci. Banii nu s-au dat de subvenție, proiectele nu se pot devolva de către Consiliul Județean. Trebuie dată o gratuitate. Oamenii, să știți că în Piatra nu sunt oameni foarte bogați. Adică câteodată mi se pare că administrația locală este un pic defazată de problemele reale ale cetățenilor. Ca să poți să vii cu soluții, trebuie să înțelegi problemele cetățenilor. Pentru asta trebuie să stai între oameni, să-i asculti, să-ți spună ce probleme au. Doar așa se pot naște proiectele care să îmbunătățească calitatea vieții oamenilor. Și după aceea, bineînțeles, treci la palierul următor. Dar palierul următor, când vorbim de proiecte mari care vin într-adevăr să ofere servicii bune, să ofere drumuri bune, să ofere mobilitate, dezvoltare, crearea de locuri de muncă, alea trebuie să le faci și pietrenii să le simtă. Să le simtă, nu să vii, bun, da, sunt adeptul prezentării proiectelor, dar și când eram ministru, ați văzut că vorbeam de un proiect după care mai mă întâlneam cu presa când semnam contractul de execuție. Nu stăteam și povesteam în perioada aia tampon de 7-8 luni până când lansam un proiect și semnam contractul. Veneam să spun, știți că e greu, știți că trebuie să răspund la clarificări, știți că am o contestație. Nu. Era treaba mea ce făceam, cum rezolvam problemele. Eu trebuia să ajung la punctul final de semnarea contractului. Și după aceea, bineînțeles, monitorizarea în vederea implementării proiectului. Pentru că și un proiect, în momentul în care îl ai și l-ai, știți, e proverbul ăla că ochiul stăpânului îngrașă animalul. În momentul în care pornești un proiect, dacă nu te duci tu cu ochii tăi să vezi ce se întâmplă acolo. Pentru că uitați-vă, vă dau un exemplu paralel. Ce se întâmplă la Consiliul Județean? Îl vedem pe domnul președinte Arsene și echipa dânsului, care tot timpul sunt pe șantiere să monitorizeze lucrările. Și așa avem progres. De asta vă spun. Cred că, din păcate, și asta o spun cu regret, că nu e normal să întâmple așa ceva, de obicei, actuala administrație s-a cam izolat de oameni. Și nu i-a interesat calitatea vieții și s-au bazat tot timpul exact pe ce vă spuneam la început. Așa, un soi de manipulare ieftină în ultima perioadă de campanie, vine și aruncă puțin praful cu oamenilor și oamenii să zică hai că e băia bun, hai că poate face, poate hai să-i mai... Adică e pe premisa asta, nu merg pe viziune, pe construcție, să vină să spună bă, uite, asta voi face. Mă apuc și asfaltez tot Dărmăneștiul. Mă apuc și schimb conductul. Nu, mai întâi schimbăm rețeaua de apă și canalizarea, după aceea venim și asfaltăm, că totul trebuie să aibă logică. Adică să vedem și noi ce vor să facă concret. Mă apuc și dau drumul la... Am văzut că toată lumea vorbește de viitoare centură a Pietrei. Toți își dau cu presupusul și așa mai departe. Am lucrat și eu la acest proiect, trebuie să recunosc, cu o echipă de ingineri și cu o echipă de proiectanți în ultima perioadă și o să prezint dumneavoastră în fața presei un proiect, ca să vedeți ce înseamnă un proiect la care se lucrează, nu întâmplător, nu aleator, așa să începem să spunem, ne dăm cu părerea că uite, ne înțepăm într-o stradă, nu. Un proiect logic de captare, de preluare, de fluidizare a traficului, de îmbinare cu viitorul drum expres, proiect făcut profesionist. Asta așteaptă oamenii. Oamenii așteaptă profesionalism, pentru că s-au săturat, credeți-mă. Pentru mine, campania electorală este într-adevăr un prilej bun să stau de vorbă cu oamenii. Dar în același timp, mă uit cât sunt de dezamăgiți. Pentru că li s-au promis atâtea lucruri. Și blazați. Și blazați. Li s-au promis atâtea lucruri de-a lungul timpului și nu s-au realizat. Oamenii, de fiecare dată că mă întâlnesc cu ea, să-mi spun: domne, dumneavoastră v-am văzut la televizor și ați dat bani în județul Neamț. Domne, ați făcut ceva, ați dat bani. Spre deosebire de alții care au venit și ne-au spus tot timpul că vor face, vor drege în campanie, stați să vedeți ce proiect avem noi cu Smart City, cu... Au adus un pix să-l aducă și ei, că asta e important. Toți promit, au adus ceva concret să-l lase aici, că dacă niciunul n-a adus nimic, știți cum, rămân doar promisiuni deșarte. Și de-aia oamenii ajung să nu mai creadă și să catalogheze după aceea, pe bună dreptate, toate partidele, toată clasa politică, toate ca partidele fiind similară și venind tot timpul cu același speech blazat. De asta vă spun că nu sunt adeptul măsurilor astea făcute în campanie, cel puțin de cei care conduc acum destinele primăriei, făcute acum herupismul ăsta prin care poate mai spălăm ceva. Dar oamenii, haideți să vă spun lucru, că spunea Medeu, oamenii au dreptul să viseze și să ceară lucruri mari.
Nu trebuie să ne limităm la a cere o băncuță, gard sau să toaleteze iarba în fața blocului. Asta trebuie să facă primăria, adică nu este un lucru pe care și asta le-am spus tuturor, mă, oameni buni. Nu le mai luați ca pe niște realizări. Din contră, dacă nu le face, înseamnă că nu-și fac treaba. Deci nu se poate să vină să-mi spună mie ceva, domnule, uite, a trimis și mi-a tuns iarba, în sfârșit a făcut ceva primar. Nu! E o anomalie, adică eu, dacă voi ajunge primar, împreună cu echipa mea, păi credeți-mă că o să fiu numai pe stâns. Dacă văd undeva că nu e tuns iarba, păi sun, alo, avem o problemă. Adică nu trebuie să mă sune pe mine Pietreanu să-mi spună, domne, vino și tu de iarba. Adică asta e o chestie de bun simț și de bunul simț al tău ca o gospodar. De fișa postului, exact, ca să adică așa. Eu am observat că oamenii au început să aprecieze lucruri, cum spuneți, care intră în fișa postului curentă, obișnuită a activității unei primării, ceea ce este anormal. Adică, bun, poți să apreciezi în momentul în care, nu știu, îți faci, cum spuneam, vorbeam de Cozla, da? Venim și facem pe Cozla un centru de tratament modern la nivele, la standarde europene, unde, într-adevăr, telegondola să oprească și oamenii să aibă ce să facă, facem drumuri, să vină oamenii să mănânce la restaurante, să poată să facă drumețim, stabilizăm versantul, captăm izvoarele de apă. Sunt lucruri, adică astea, într-adevăr, sunt lucruri mai mari. Astea pot fi proiecte pe care să le spui oamenilor că le vei face, dar să vii să spui, da, vin și vă fac acum un părculeț repede, pun acolo două, trei băncuțe, asta mi se pare jenant. Pentru niște oameni care pretind că știu administrație și le pasă de Pietreni și de dezvoltarea orașului. Amedeo? Eu aș fi mai radical puțin, pentru că în toate întâlnirile care le-am avut împreună cu Răzvan și cu echipa de la Piatra Neamț, în alianță, bineînțeles, și cu membrii de la PPU și cu membrii de la PSD, oamenii, să știți că sunt un pic mai, cum să spun, direcți cu noi. Și foarte multă lume ne-au spus, și Răzvan poate să confirme, și telespectatorii care se uită la noi cu siguranță vor spune același lucru. Deci, domnule, orașul arată exact, realizările care sunt acum, sunt deja într-un stadiu de degradare, sunt făcute de pe vremea domnului Gheorghe Ștefan, vă spun sincer. Deci toți îmi spun, piața s-a făcut, dar acum toată lumea în piață spune, domnule, nu mai putem sta. Am fost în piață și am vrut să iau marfă tradițională, ca să spun așa, și toți îmi spune, i-am spus, domnule, dar cana asta parcă era 3 lei acum vreun an. Păi nu, domnule, că acum taxele sunt foarte mari. N-avem ce face, trebuie să punem și noi prețul, să mărim prețul, că ne omoară ăștia. Exact astea sunt cuvintele oamenilor simpli care așteaptă altceva de la o conducere a orașului. Și pentru asta chiar am să lupt până la capăt ca Răzvan să fie primar la Piatra Neamț, pentru că, așa cum am spus, poate pentru prima oară când vreau să văd și altceva în Piatra Neamț. Sunt pietrean jet by jet și vă spun cu siguranță. Și am dat exemplu pieții, dar să știți că la fel și sunt în piețile de cartier, arată exact la fel ca cu 7 ani. Telegondola a rămas și este o investiție făcută de acum 8-9 ani, care într-adevăr trebuie să se finalizeze cu ceva acolo sus. Drumurile, toată lumea spune, domnule, drumurile, spațiile verzi s-au făcut acum 5-6 ani, de atunci n-am mai văzut absolut nimic. E simplu să vii să spui la oameni, domnule, primărie îndatorată de pe vremea când la primărie era altcineva. Da. Dar ca să faci acum, nu știu, eu singura realizare care am văzut-o în ultimele un titlu de glorie, ca să spunem. Da, singura realizare care am văzut-o în ultimele 6 luni a primăriei Piatra Neamț și, bineînțeles, acest tandem care există acolo, cu Gavrilescu și cu Chitic, au fost acele dozatoare puse în casele, în casa scărilor, care n-au fost pline niciodată, să dezinfectăm populația. Păi să mă scuze Dumnezeu și oamenii care ne privesc, dar pentru acele dozatoare care știu că au fost luate cu un preț, facturate cu alt preț, s-au găsit bani, dar pentru alte investiții nu s-au găsit bani, tot timpul ne plânge numele primăriei îndatorată. Păi stați un pic, aici e vorba și de un bun management. Și într-adevăr, vorbeam la începutul emisiunii noastre, să-mi arate și mie cineva care vine în piatra o realizare făcută în ultimii 3 ani. Eu nu pot să-l arăt că n-am ce. Primăria, sediul nou a primăriei făcut tot de acum 7 ani, pasajul peste Cuiești, unde au fost făcute parcări și într-adevăr nu mai am scăpat de zona aia
urâtă, ca să spun așa, de aluviuni și alte resturi aduse tocmai de la Cuiești. S-a făcut tot de acum 5-6 ani. Acum vin toți să-mi spun, domnule, o să accesăm fonduri europene. Aici e altă problemă, care cred că Nemțeanu s-a deșteptat și Petreanu, așa cum spunea și Răzvan, așteaptă lucruri concrete. Nu mai cred că poți să vii să-i spui omului, stai ca o să-ți fac, o să stai un copac luna viitoare și alege-mă să fiu primar în continuare. Eu cred că, să fim un pic realiști, pietrenii pot vota și altceva. Asta e părerea mea și merg până la capăt. Domnul Răzvan Cuc, profităm de faptul că avem un om care a făcut sport în viața lui aici alături de noi, domnul Amedeo. Noi am mai discutat subiectul ăsta, dar între timp am văzut că l-ați dezvoltat un pic. Faptul că ați introdus în program construirea de spații multifuncționale pentru sport în fiecare cartier. Eu țin foarte mult la subiectul acesta și vreau, vă rog tare mult, să vorbiți. Piatra Neamț era un oraș care iubea sportul, eu cred că îl iubește și acum. Am spus-o de atâtea ori, în fiecare, de vinerea până duminica și câteodată și lunea, aveam competiții sportive. S-a pierdut și obișnuința aceea sportului de masă, care exista la Piatra Neamț. Dacia, dacă cum era înainte. Nu Dacia, dar neapărat, că am prins și după. Da, aveam cross-uri, aveam concursuri de biciclete, pur și simplu ieșiri. Era o obișnuință. Acum parcă ne-am sălbăticit din punctul acesta de vedere. Și am văzut și chiar am văzut cu plăcere această dorință de a construi spații multifuncționale pentru sport. Din păcate, aici aveți dreptate. Sportul trebuie cultivat încă de la vârste fragede. Trebuie să înceapă tineretul să fie orientat, pentru că vedem că apar tot mai multe probleme vis-a-vis și de luarea în greutate, să spunem așa, a copiilor încă de la vârste fragede. Dar pentru asta există, e o mare nevoie de infrastructură sportivă, astfel încât părinții să-și ducă copiii acolo, să fie oameni bine pregătiți, care să știe cum să lucreze cu copiii și din punct de vedere fizic, cum să lucreze și din punct de vedere psihologic și pe parte de nutriție. Aici vorbim de un complex, de un complex de cunoștințe. Tocmai de asta vă spuneam că în echipa noastră sunt oameni care știu foarte multe lucruri legate de sport, și Amedeo, și Octavian Diaconița, și mulți alții care sunt alături de noi. Și proiectul nostru pe parte de componentă sportivă presupune atât aceste structuri multifuncționale și ne mai propunem un lucru foarte, foarte important. Trebuie reînviat brandul echipei de fotbal locale, Ceahlăul. Este inadmisibil ca, și aici poate să vă confirme și Amedeo, ca principalul contributor, vorbesc principalul contributor în limita disponibilităților bugetare, să fie Consiliul Județean. Când ar trebui, practic, Consiliul Local să vină să sprijine, să ajute și nu să pună biruri, aș spune, și năucitoare pe această echipă ca să poată să evolueze așa cum trebuie. Deci noi, practic, prin programul nostru dedicat sportului, țintim nu numai fazele incipiente ale și inițierii omului în viața sportivă, cât și redobândirea gloriei, care din păcate, din lipsa unei finanțări și preocupări așa cum trebuie, cum a trebuit în ultima perioadă, a decăzut foarte mult. Acele două spații de care spuneam, eu cred că sunt insuficiente. Să vii să te plângi tot timpul că ai datorii. Scuzați-mă, dacă stăm și ne uităm în buget, o să vedem că sunt prinse proiecte în bugetele, vorbesc de bugetele din 2016 până în 2020, în bugetele primăriei, care nu s-au finalizat, nici măcar nu au început. Banii aia puteau fi mutați dintr-o parte între alta și să începi într-adevăr să dezvolți anumite lucruri. Să știți că oamenii în Piatra vor să aibă activitate fizică, vor să aibă activitate de distracție, vor să aibă activitate. Sunt oameni care vor să facă lucruri pentru sănătatea lor, dar trebuie să aibă și primăria aici, trebuie să aibă viziunea și trebuie să aibă deschiderea să pună la dispoziție oamenilor infrastructura necesară care să poată să facă lucrurile astea. Ori chestia cu datoriile, din punctul meu de vedere, este o scuză care nu poate să țină foarte mult timp și așa cum s-au alocat, din păcate, bani pe alte proiecte neproductive total, eu cred că investiția în săli multifuncționale de sport
Și o investiție puternică în infrastructură ajută nu numai din punct de vedere fizic populația, dar și din punct de vedere mental și educativ. Sportul educă. Sportul practic învață tinerii să lucreze în echipă, învață ce înseamnă performanță, profesionalism, dorința de a ajunge cât mai înainte. Deci se cultivă alte multe lucruri. Nu vorbim numai de partea de componenta fizică a unei persoane când vorbim de partea de sport. Eu spun că sportul este o oglindă a societății. Cât timp am avut sport la Piatra Neamț, parcă era și altă viață și alt suflu în oraș. Și de aceea insist atât de tare cu toți candidații pe acest subiect, pentru că mi se pare esențial. La un moment dat ne mândream că avem singurul stadion omologat pentru jocuri. Avem o sală polivalentă, exact. Din păcate, care stă, stă degeaba. Pentru ce faci astfel de investiții dacă nu susții sportul de masă, să ai cu ce să umpli, să faci competiții de handbal, de volei, adică să utilizezi infrastructura pe care, din păcate, o ai. Și ca să, deci, știți cum e? Exact, ca să vă dau un alt exemplu. Eu când mi-am dorit să avem firme puternice în România care să construiască autostrăzi, am luat și am alocat bani către firmele de jos care să crească. La fel trebuie să facem și cu sportivii, trebuie să-i creștem de mici. Nu putem avea pretenția ca, nu știu, ne apucăm și finanțăm acum echipa de fotbal și să ajungă în 6 luni sau într-un an de zi să ajungă în Liga 1. E greu. Trebuie să avem răbdare, trebuie să creștem jucători și după aceea ușor, ușor va ajunge unde e locul, pentru că distrugerile, ca să spun așa, cu ghilimele, care au avut loc prin nefinanțare, nesusținere, neimplicare, din păcate au creat anumite sincope și rupturi. Și rupturi. Ori astea trebuie rezolvate, dar pentru a rezolva lucrurile astea trebuie să începi de jos în sus și într-adevăr se va ajunge la rezultatele pe care le revin cu toții. Și mândria, să avem mândria pe care o erau acum mulți ani când Ceahlăul juca în Liga 1, era o echipă care atrăgea foarte mulți spectatori, foarte mulți suporteri care veneau să vadă, aveam cu ce să ne mândrim. Despre asta e vorba. Aș vrea să completez pe Răzvan aici și să-i spun că la Piatra Neamț, și el știe acest lucru tot din discuțiile cu oamenii, am avut o tradiție în handbalul românesc, atât la băieți cât și la fete, și mă uitam zilele trecute la o finală de Cupa României unde am văzut echipa primăriei din Vâlcea a jucat cu echipa primăriei Capitalei. Deci acolo se poate. La volei la fel, am avut tradiții. Dumnezeu să-l ierte pe Bolico Oatu, că nu mai știi cum a ținut acea echipă, dar era ajutat și de Consiliul Județean și de Primăria Piatra Neamț. S-a stins domnul Volic, a murit și volei în Piatra Neamț feminin, la care lumea, și cel puțin foarte mulți pensionari, vă spun, veneau și găseau un refugiu plăcut în aceste activități sportive, la un meci de handbal, la un meci de volei. La fel, iar dau exemplu de ce văd la televiziune naționale. Văd echipa primăriei Blaj joacă cu echipa primăriei Constanța. Deci acolo se poate. La noi în Piatra Neamț nu se poate, pentru că tot timpul când cineva bate la ușă pe bani pentru sport, pentru cultură, e mai simplu să spui, domnule, nu pot, că nu avem bani, suntem îndatorați. Păi eu cred că toate primăriile din România sunt îndatorate, dar totuși văd, găsesc bani și pentru sport. Nu mai spun de fenomenul care s-a creat acum de a merge și a te plimba efectiv sau a alerga chiar peste vale, la strandul. Uitați, altă realizare în ghilimele, care pot spune așa. Păi strandul arată exact ca și acum 7 ani. N-am mai văzut nimic în strand decât o siglă nouă pe o firmă acolo, dar în rest aceleași bălării, aceleași terenuri de tenis neîngrijite, și cred că aici e problema în primul rând administrației locale. Da, domnul Răzvan spunea ceva, trebuie să creăm de jos o infrastructură. V-am văzut zilele trecute la spectacolul de la turn. Deci, ați fost acolo, eram și undeva într-un colț, ca să spun așa. Și pornind numai de la acest lucru, faptul că la Piatra Neamț încă se mai organizează, nici nu mai știu cine a organizat, dar poate mi-aduceți aminte. Nu mai știu cine a organizat. Se organizează aceste lucruri, unde exista o tradiție senzațională la Piatra Neamț, cu vacanțe muzicale, cu tot. Se mai organizează. Festivalul de teatru. În condițiile în care este greu, dar există o bază, există o tradiție și care ar trebui, cum să spun eu, nu numai continuată, ci ridicat nivelul. Și ar trebui să colaboreze toți, nu numai o singură instituție, ca arme seculare și cu finanțarea de la Consiliul Județean.
Aici a spus și Amedeo, într-adevăr, Consiliul Județean a finanțat acel eveniment. Săptămâna trecută am fost tot aici la Cafea dimineață cu Alex Topor, un băiat tânăr, un băiat cu viziune, un băiat care este alături de noi și noi suntem alături de el, un băiat care tocmai de asta vorbea de evenimente, ca să atragă cât mai mulți oameni, nu numai vorbim nu numai de Pietreni, ci oameni și din afara municipiului și județului care să vină în Piatra. Să știți, chiar dacă pandemia asta a lovit destul de puternic, și aici vorbim, a lovit la nivel mondial, nu a lovit doar România, să știți că celelalte state au început să se redreseze din punct de vedere economic. Adică soluții există. Eu am fost într-adevăr duminică prezent acolo ca și privitor. Nu am deranjat oamenii, am văzut că alții se plimbau, împărțeau pliantele, spuneau oamenilor să-i vorbim, oamenii se duc să se relaxeze, oamenii sunt sătui de lucrurile astea, de modul în care vin unii și se bagă în timpul lor liber, în timpul lor recreativ, în care stau cu familia, copiii, vin și le împart pliante și îi plictisesc pe acolo. Nu, eu m-am dus să mă uit și eu ca un consumator, să spunem, de vioara lui Enescu, să vedem exact spectacolul, după care să ne vedem fiecare de treburile noastre. Important este că astfel de evenimente trebuie dezvoltate cât mai mult și nu încurajate. Când vorbim de o instituție, nu încurajăm. Când vorbim de o instituție, trebuie să facem. Adică trebuie să venim să alocăm fonduri, trebuie să venim să creăm premisele și să alocăm și locația și banii și tot ce este necesar ca să facem. Oamenii vin. Ați văzut și dumneavoastră că tot platoul de la Curtea Domnească era arhi plin. Bineînțeles, cu măsurile de distanțare respectate și așa mai departe. Forțele de ordine erau acolo, se asigură că totul merge conform normelor sanitare. Dar oamenii vor lucrul ăsta. Și eu n-aș fa, adică ce vă spunea Alex Topor, festivaluri de culinare, păi dar noi putem lucra și cu o grămadă de lucruri în față, care vorbeam de îmbunătățirea calității vieții. Oamenilor le apreciază în Piatra și pe de altă parte reverberația și notorietatea pe care o are Piatra este una colosală și oamenii vin. Oamenii venind în Piatra la astfel de evenimente, ce fac? Se cazează la hotel, ies la restaurante. Crește și economia concomitent locală. Din păcate, asta nu au înțeles. Când vorbesc tot timpul că un primar trebuie să aibă viziune, nu o spun degeaba. Nu trebuie să te lași înconjurat doar de 4-5 șmecherași din jurul tău care spun face mai aia și restul nu contează. Că așa ții un oraș subdezvoltat. Nu, tu trebuie să știi. Eu vreau ca Piatra să ajungă, când zice, domne, lumea, mergem la Piatra, e pec la Moldove. Păi oamenii știu că au ce să facă când vin în Piatra, da? Despre asta vorbim. Ori ca să aibă ce să facă, trebuie să genereze evenimente. Fără evenimente, nu are cine să-ți vină aici. Dar spunea cineva într-o emisiune trecută, domne, zice, eu îmi programez în fiecare an 3-4 lucruri. Mă duc în locul ăla, pentru că acolo este nu știu ce festival, mă duc în locul ăla, că nu știu ce festival al usturoiului este, și altul la festivalul păstrăvului. La Piatra Neamț erau câteva repere înainte. Acum, din păcate, totul se rezolvă. Credeți-mă că un astfel de festival nu este un cost. Și aici cred că poate să vă confirme și Amedeo, care este vicepreședinte la Consiliu. Nu este un cost exorbitant ieșit din tiparele economice pentru a fi susținut. Adică dacă, de exemplu, n-ai mai dat niște bani la niște ONG-uri care nu fac nimic și vin și iau bani în perioada de pandemie ca să-și mai facă ei treburile personale, niște băieți deștepți. Nu spun că unele sunt niște ONG-uri, sunt serioase, muncesc și sunt dedicate. Dar unii și le-au făcut ca și paravan așa și zic, domne, facem fapte bune, dar fac fapte bune pentru ei, nu pentru populație. Dacă am tăiat sumele alea și le-am dat pentru evenimente, să știți că s-ar putea face evenimente foarte frumoase. Da, și când faci evenimentele astea, să le faci cu gândul la cetățeni, nu gândul la mici ghișefturi. Categoric. Dar nici nu cap pe discuție. Noi vorbim de profesionalism. Cred că oamenii ăsta și așteaptă să vadă o schimbare. Oamenii când văd oameni tineri, oameni care au experiență politică pozitivă, oameni care sunt noi în politică, au speranțe, fiindcă știu că s-au adunat oameni de bună credință care vor să facă ceva. Noi de asta și spunem în toate alocuțiunile și în momentul în care ați văzut, mergem cu pliante să dăm la oameni fără să-i deranjăm.
avem sloganul construim împreună. Noi vrem să construim. Deci noi asta trebuie să facem. Asta trebuie să înțeleagă și prietenii. Și când construim împreună, construim cu toții, pentru toți. Deci noi venim cu proiecte concrete, nu venim cu tot felul de șmecherii de 2 lei, cum din păcate s-au perpetuat la un moment dat în anumite administrații. Venim să facem evenimente fără gheșefturi, fără ONG-uri care se alipesc și ele, fără lucruri absolut pozitive și constructive. Acum mă gândeam dacă sloganul n-ar fi fost bun, la Piatra Neamț cel puțin reconstruim împreună, dar asta este o altă poveste. Să știți că lucrurile s-au făcut în Piatra. Adică spunea Amedeo și toată lumea vorbește de telegondolă. Să știți că e necesară o telegondolă într-un oraș de munte. Adică nu e un lucru rău. Problema e ce faci sus când ajungi. Proiectul ăla trebuia terminat într-un fel în care să pună în valoare toată cozla. Eu, de exemplu, aș lăsa gratis telegondola să circule. Dar important e când omul ajunge sus să aibă ce să facă. Să cheltuiască acolo. Exact, sus. Despre asta vorbim. Despre să câștigi din acel... Exact, nu pui taxă. Sunt foarte mulți oameni care vrea să se ducă să vadă. Lasă-i să se ducă să ajungă și sus. Nu pune taxă pentru ce. Așa este. În alte țări, să știți că costul la asemenea servicii sunt asigurate de cei care infrastructura turistică din zonă. Adică dacă merg la un restaurant, dacă merg la un magazin, dacă merg sus la o sală de concerte, la un spa, să stau într-o apă termală să văd de sus, sau apă încălzită, mă rog, apă cu sărul, să văd ceahlăul de acolo, în prețul fiecărui serviciu făcut este inclus și costul de la telegondola. Adică nu te mai duci să plătești ceva, să simți, bă, am dat un bani. Bun, dar dacă te duci sus și n-ai nimic de făcut, ce să faci? Bine, făcând acum o legătură, o analogie de ce spunea Răzvan, eu vreau să spun iarăși în fața telespectatorilor, pentru că, în primul rând, din întâlnirile care le-am avut și le vom avea în continuare, eu împreună cu Răzvan și toată echipa din Piatra Neamț cu cetățenii din oraș, foarte mulți îmi spuneau, știți, domnul Dulamu, domnul Cuc, știți că în ultimii 2 ani, cred că s-a de 50 de ori mai mult s-a mărit numărul bicicletelor. Deci fiecare familie are 2 copii, le-au luat 4 biciclete în casă. Acum 2 ani nu era niciuna. Și ei toți îmi spuneau, unde e acea pistă de bicicliști? Vrem să ne plimbăm, vrem să mergem peste vale, să avem și noi o garanție că decât că nu trec mașinile astea în viteză să ne agați copiii. Sau... Este o adevărată aventură să mergi peste pod. Alții spuneau, ca să ajungi cu bicicleta. Da. Alții îmi spuneau, zic, am dus copilul la mare, acum l-am dus la o pistă de karting pe o suprafață de 5 ori mai mică decât avem noi poligonul de karting, care iară e o promisiune nerezolvată a actualii administrații, pentru că toți se lăudau cu 4 ani din acel cartodrom o să facem cel mai mare karting din Moldova, o să vină din Iași, din Bacău, o să... competiții. Știți cum era, dacă vă aduceți aminte, la Bacău, când trăia domnul Sechelariu, Dumnezeu să-l ierte, și toată lumea din Piatra Neamț, din Iași, din Suceava, trăgeam câte o fugă la Bacău să ne dăm cu karturile sau să ducem copiii la o distracție, poate chiar obligatorii la un nivel de vârstă. Te rog să-mi aduci aminte, să-mi reîmprospătești memoria. Aveam și un loc unde se putea face un pic de karting la Clubul Copiilor. Bine. Deci, nu știu dacă mai, cred că mai trăiește domnul Dârloman, deci de-a Dumnezeu sănătate, instructorul de karting, prin care deci, foarte mulți instructori care acum au... care atrăgeau foarte mulți copii, produceau emulație și care acum au dispărut total, deși vorba ta există acel poligon care are un spațiu, este un spațiu imens și se poate amenaja extrem de repede. Singura problemă acolo este accesul, un pic trebuie rezolvat. Dar sunt lucruri care se pot face. Domnul Bălănescu, știți ce se întâmplă? Toată lumea și Răzvan o să ziza bine. Toți au spus, nu domnule, primăria e de dreapta, Consiliul Județean e de stânga. Amedeo s-a dus cu ăia că nu știu ce vrea el. Nu. În momentul în care oamenii o să înțeleagă că o să aleagă un om care să facă ceva pentru ei, nu politic, ca să primească ordine politice, zici, știi, nu vreau să fac pista de biciclete, că trebuie să mă asociez Consiliul Județean și acolo e un om de stânga și nu vreau să fac. Asta a fost în Piatra Neamț. Din păcate, în ultimii 4 ani cam așa a fost. Iar faptul că acum 4 ani eu am vrut să fac ceva la Piatra Neamț și cei care
revin la ce am spus în începutul emisiunii, știi, că e mai ușor să dai cu târna cop un cap la un om. Când am spus, hai să facem și la piatră, nu, te-ai dus cu aia, noi suntem de dreapta. Păi dacă sunteți de dreapta și n-ați făcut nimic în orașul ăsta, mai lăsați să vină și alt om, că poate face ceva. Și cu siguranță la ce fonduri s-au adus la județ, și aici pot să-i mulțumesc domnului ministru și deputat de Neamț, Răzvan Cuc, dacă n-ai și o finanțare, dacă nu te duci la București să bagi la uși, dar să te și deschidă și să zică, mă, ce vrei la Piatra Neamț? Păi vreau în orașul Piatra Neamț să fac strandul Tineretului acoperit, sau vreau să fac 4 săli de sport mici, sau de eu știu. Sunt oameni care îmi spuneau, antrenori de karate, de astea, Medeo, dă-mi un spațiu, vorbește un pic la primărie, că e omul tău acolo, e viceprimarul tău care l-ai pus tu acum 4 ani. Băi, eu vorbesc, dar vorbesc degeaba, pentru că el nu mai răspunde mie la telefon de mult. Ce să mai spun pentru oameni? Și am zis, de atâtea ori când m-am întâlnit, nu-mi răspunzi mie ca om sau ca om politic. Că oamenii s-au săturat de oameni politici. Oamenii vor în fruntea orașului persoane care să facă ceva, dar la 4 ani să arate. Da? Noi am vorbit în toate emisiunea de realizările vechi conducerea orașului Piatra Neamț. Dacă îmi spune mie un telespectator acum să spună, domnule, în acești 4 ani de administrare a Piatra Neamțului, în tandemul Chitic Gavrilescu, s-a făcut, eu știu, s-a acoperit nu știu ce, sau s-a făcut pasajul de la hotelul Ceahlău și gata. Cum era chestia pe cuiu. Să vedem și noi cuiu. Nu. Exact, asta trebuie să înțeleagă oamenii. Exact, spunea Răzvan, ca să vii acum cu un flyer, să-l arăți la om, să-i spui, iată realizările mele. Am pus becuri, am schimbat becuri în oraș. Păi nu, asta nu e realizare. Că ai scos becurile alea care consuma și tot noi plăteam cetățenii și ai pus unele ecologice cu LED. Păi asta mi se pare ceva care trebuia făcut de foarte mult timp. S-a întâmplat acum, e bine făcut. Asta nu e realizare. Ca să spui amprenta acolo, să zici, bă, cine a fost primar? Păi a fost primar Amedeo și a făcut 15 terenuri de tenis acoperite ca să nu mai plece lumea să joace tenis la Roman. La Roman s-au găsit bani. Și toți jucătorii de tenis, acum revin pe treaba mea că eu am făcut tenis de performanță, dar sunt foarte mulți care joacă tenis și deja din luna octombrie ne cuplăm câte 4 mașini și plecăm la Roman să lăsăm banii la Roman, câți 3 terenuri de zbor acoperite. În Piatra nu s-a putut acoperi. Când am vrut să fac pe terenul de la sala Ceahlăului ceva, mi-au spus, nu domnule, acolo e un litigiu vechi. Terenurile sunt a unui prieten de-a meu din Germania, dar e un litigiu cu primăria, cu Ministerul Sporturilor sau nu știu care. Nu puteți să faceți acoperământul de asta de... În fine. Acum și litigiile astea, știți cum e? Nu durează o eternitate să mai termine. Nu durează, știi, de când e Răzvan, litigiul din 2004. Deci nu durează. Chiar de 16 ani, chiar că nu durează. Litigiile astea este pe bază de prieteni, ca să am înțeles. Da. Scuze, credeți-mă, asta nu mi-a plăcut niciodată la unii politicieni vis-a-vis de partea de domnule, scuze se găsesc pentru orice, dar hai să facem ceva, că oamenii uitați, pleacă dacă au ajuns să joace tenis, adică încă o dată vă spun, este un lucru, un amănunt. N-avem unde juca. Astea sunt lucrurile care fac savoarea unor asemenea emisiuni. Dom'le, aici vezi, de fapt, care este realitatea. Nu pot să joc tenis în orașul meu pentru că nu am un teren acoperit. Haideți să vă întrerup și îmi cer scuze. Am avut un concurs de Federația Națională de Tenis. Nu mai spun că totuși, ca și evenimente, am adus Cupa Davis la Piatra Neamț mulți ani la rând și oamenii au mai găsit un eveniment poate nu chiar așa de cu impact cum ar fi fost dacă veneau la un meci de fotbal sau un meci de handbal sau un meci de volei fete sau băieți. Dar vreau să vă spun altceva. Am avut un concurs de copii din cadrul Federației Române de Tenis. Nu ne-a ajutat vremea, asta a fost. A plouat și prima zi și a doua zi. Am sunat la firma care administra sala sportului, îmi spune Amedeo, un băiat deosebit pe care chiar îl apreciez, directorul de acolo, care a făcut tenis de performanță cu noi. Și zic, măi, tu ai făcut tenis, ajută-ne un pic cu sala. Amedeo, îmi pare rău, sala nu mai e la noi, e la primărie. Bun, la primărie, sunt pe domnul Gavrilescu, viceprimarul nostru. Nu răspunde. Sunt pe altcineva. Măi, sala e la voi, da. Dați-ne și nouă sala un pic, că vrem să băgăm niște copii acolo.
Păi stai să vedem că trebuie să vorbim la patrimoniu. Hai la patrimoniu. Sunt la patrimoniu, nu răspunde nimeni. Până la urmă ne-am rugat frumos să dea soarele, să spargă norii și am terminat concursul. Dar în sală tot n-am jucat. Da. Am jucat în sala Ceahlău și mulțumesc domnului director de acolo. Da. Tenisul a devenit un sport de masă, tocmai datorită faptului că are performanță. Avem simbolul românesc Simona Halep, care a dus mai departe ca și un ambasador acest sport prin rezultate foarte pozitive și, într-adevăr, a devenit un sport de multă lume, a început să joace tenis și să fie devorator de evenimente. Apropo de mari jucători, să nu uităm că Horia Tecău a fost la Piatra Neamț, știi, câștigător de Wimbledon, câștigător. Mulți copii, bun, poate o să aducem și pe Simona în viitorul apropiat. Dar nu vreau să o aduc acum, că o să spună lumea, domnule, Amedeo aduce pe Simona în campanie ca să facă... Nu. Hai să spunem că ești prieten foarte bun cu Stere Halep, da. Tatăl Simonei. Asta. Domnul Răzvan, ne apropiem, mai avem câteva minute, a trecut o oră, a fost... Ce întrebare asta aștepta de la mine acum, pe final? După cum știți foarte bine, de fiecare dată, cred că, nu știu dacă aveți genul ăsta de abordare cu ceilalți invitați, noi nu discutăm, deci, noi discutăm deci, exact ce... Deci nu, de asta vă și întreb. Hai să spuneți-mi o întrebare care o așteptați de la mine pe final. Nu, întrebați-mă ce vreți, dar mai puțin, știți cum? Puneți-mă să transmit mesajul către Pietru în ultima emisiune, că tot timpul, la sfârșitul fiecare emisiune, când trebuie mă duc... Trebuie să transmiteți un mesaj. Acum uitați-vă la cameră și spuneți un mesaj către Pietren. Nu, mesajele că știți chestiile astea. Vă rog să vorbiți, dar să nu transmiteți. Vă rog să vorbiți. Să... Nu, lucrurile astea, să știți, cred că la un moment dat nu vorbesc. Agasează. Da. Agasează. Oamenii sunt însătui. Deci oamenii sunt însătui. Oamenii vor să audă, de fapt vor să vadă fapte. S-au săturat de vorbe, că toți știți, eu puzderii așa de mesaje în campanie electorală și de consultanți care vin și spun este plin de consultanță. Da, vin și spun candidaților, spuneți mesajul ăla, făceți-vă o poză cu un cățel, luați și, nu știu, duceți-vă, că dați bine. Adică, dacă nu, se poate și de la padocul din piatră. Da, nu? Adică nu, chestiile astea, credeți-mă că nu mai prind, e o demagogie ieftină, de care lumea s-a săturat. Domnul Cuc, nu v-a întrebat nimeni. Vorbiți-mi un pic despre familia dumneavoastră, despre, nu știu, altceva. Din fericire, principala mea pasiune este munca pe care o fac, aș spune, și mi-am dedicat tot timpul și timpul, cunoștințele, perfecționarea să pot să duc la sfârșit proiectele pe care le-am început. Dacă vă uitați, da, să vă uitați obiectiv și nu cu un ochi politic sau un ochi care vrea să denigreze, uitați-vă la realizări. Pentru un om trebuie să vorbească realizările. Eu n-am venit să promit lucruri pe care nu le pot face la Piatra. Chiar mă întreba iaseară un om, îmi spune, zice, Răzvan, am o întrebare. Dacă ajungi primar, faci ceea ce ai promis? Și am spus, eu fac ceea ce am promis pentru că am echipa care este o echipă extraordinar de competentă, oameni cu viziune, oameni care au excelat în domeniile lor. Și mai e un lucru, eu mă pricep foarte bine la proiecte. Eu asta știu să fac proiecte. Dacă vă veți uita în trecutul meu, veți vedea proiecte lansate. Și când vorbesc proiecte lansate, nu vorbesc că am lansat, nu știu, un balor cu aer. Nu, lucruri concrete care au avut rezultate. Avem șantiere, avem firme românești care construiesc, avem dezvoltare economică, sunt lucruri care și-au pus amprenta asupra României. Eu asta și vreau să fac. Și am spus amicului aseară, zic, da, ce am promis că fac, am să fac și eu și echipa mea, pentru că haideți să vă spun un lucru. Eu sunt tânăr, am 36 de ani. Eu nu-mi permit să vin să fac niște promisiuni pe care să nu le pot onora. Că dacă nu le onorez, după aceea voi veni să cer votul din nou oamenilor. Și oamenii îmi vor spune, păi ne-ai promis ceva acum 4 ani. Nici măcar nu le-ai început. Ce scuze să am eu? Scuzele nu există. Eu nu cred în nu se poate. Am trăit-o pe pielea mea. De asta spun. Eu am auzit nu se poate, cred că am condus Ministerul Transportului. Acolo nu se poate, era pe buzele tuturor. Și iată că s-a putut. S-au putut face. Și când le spuneam, trebuie să alocăm bani pentru un drum național din județul Neamț. Stați că nu se poate, să vedem.
după ce stăteam de vorba aplicat cu hârtia și cu pixul în mână, se găseau posibilități. Dar trebuie să vrei. Păi este inadmisibil, credeți-mă, să te duci, să vrei să faci un bine, da? Să organizezi un concurs de tenis. Este un lucru, vine presa, relatează, vorbește și să te pune să te plimbă pe la toți sfinții. La patrimoniu. Până când, mai bine, cum a zis, mai bine mă rog la Dumnezeu să vină vremea frumoasă să poți să țin concursul. Este inadmisibil. Da. Știți cum trebuia să fie când s-a dus Amedeo, când s-a dus să ceară ajutorul? Mă rog, colegul dânsului, fostul coleg de partid, să-i răspundă instant la telefon și să spună, rezolvăm în 5 minute. Da. Două telefoane acolo, acolo, hai, puneți la dispoziție ce au nevoie să facă concursul. Ne oprim aici cu emisiunea, vă mulțumesc pentru participare. Și eu vă mulțumesc. Vă fac o sugestie, că tot e vorba de plin, sunt atât de mulți consultanți în campanie, specialiști. Luați în calcul peste 4 ani să veniți cu sloganul, cum a spus, eu nu... Nu se poate, cum era, a spus. Nu există, nu se poate. Nu există, nu se poate. Pentru mine nu există, nu se poate. Rămâne antologică emisiunea asta pentru atunci. Peste 4 ani, da. Și vedem. Da. Dacă atunci se va potrivi acest slogan. Vă mulțumesc, vă doresc o zi bună, mult succes în ceea ce faceți și dumneavoastră. Ne vedem la o altă cafea mâine dimineață, oameni buni, pentru că asta este menirea noastră în această perioadă, toți candidații să vină, să vorbească, să-și propună, să arate ce propun, iar dumneavoastră să stați, să selectați și pe 27 septembrie să votați. Cele bune!